Pensionarii nemulțumiți de pensiile recalculate pot contesta deciziile. Aceștia au 45 de zile pentru a merge în instanță. Însă, oficialii îndeamnă pe români să meargă întâi la casele de pensii pentru a verifica din nou deciziile. În Mehedinți, primele documente de recalculare au fost deja transmise. Imediat după primirea lor, zeci de vârstnici care s-au considerat nedreptățiți s-au prezentat la casa de pensii pentru a cere lămuriri. Sute de mehedințeni au stat ore întregi la ghișeele casei de pensii pentru a primi clarificări cu privire la deciziile de recalculare. Oamenii s-au simțit nedreptățiți și au cerut explicații până a ajunge în instanță. Din start mi-a tăiat 7,5 puncte. Din start, fără să se le calculeze pe ale lor. Și nici alea nu sunt calculate bine. Îmi dă 14 puncte la 50 de ani, 2 luni și o zi. Și, mă, normal, cât ar fi trebuit să... Păi ar fi trebuit să primesc, deci eu am avut 91,55 și cu ce îmi dau ei, au zis 14, dar mi-au tăiat 6 milioane din asta. Deci, ați fost acum să clarific? Depun contestație în audiență, la ce să mai mă duc? Am primit-o, da. Și nu e conformă? Nu este, pentru că la ei aici pe cartea de muncă sunt mai mulți ani și pe ce mi-au trimis îi mai puțin. Ați fost, ați discutat? Am făcut, da, și acum aștept. La 30 de ani de servici pe zi și 8 ani de grupă, să am 1600 pensie, nu e... Că nu vi s-a mărit cu nimic? Niciun leu nu mi s-a pus. Pe de altă parte, reprezentanții casei de pensii susțin că reclamațiile ar fi fost minore și generate de faptul că oamenii nu înțeleg algoritmul de recalculare. Pensionarii care consideră că sunt nereguli în această decizie, în datele pe care le conține această decizie, sunt invitați să vină la sediul Casei Județene de Pensii Mehedinți. Instituția noastră formează echipe care în fiecare zi acordă suport pensionarilor. Li se explică, li se acordă asistență, lămuriri. Deci oricând, în orice zi, se pot prezenta la sediul Casei Județene de Pensii Mehedinți pentru aceste lămuriri, înainte de a merge în instanță, pentru că e posibil să nu fie cazul. Pensionarii nu au înțeles mecanismul acestei recalculări și li se explică, unii înțeleg și revin. De exemplu, am avut un pensionar care a revenit cu un mail în care își cerea scuze că a cerut lucruri, nu a fost informat exact cum spune legea. În altă ordine de idei, dacă pensionarii nu se mulțumesc cu explicațiile primite din partea reprezentanților casei de pensii, ei pot contesta în instanță decizia de recalculare. Deciziile privind aplicarea dispozițiilor articolului 144 din legea numărul 360/2023 privind sistemul public de pensii emise în această perioadă de casele teritoriale locale de pensii pot fi contestate în termen de 45 de zile de la comunicare. Conform articolului 127 din același act normativ, la tribunalul în a cărei rază teritorială și are domiciliul sau sediul părâtul. Nici o pensie nu ar fi trebuit să scadă după emiterea deciziilor de recalculare. Erori însă au mai fost. Pensionarii care au primit decizii cu venituri mai mici decât cele anterioare sunt așteptați la sediul casei de pensii pentru a clarifica situația.